Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am reușit să ajungem după 2 ani de zile, exact 2 ani de zile, la acest, în acest templu al științei, al istoriei, de la Tătărășeni, în casa domnului profesor, istoricul, profesor doctor Gică Manole. Bună ziua și vă mulțumesc pentru primire și găzduire astăzi. Mă bucur că ați venit, domnule Cătălin, sunt chiar bucuros că faceți încă o dată onoarea de a veni tocmai de undeva din Neamț, aici, în Piatra Neamț, aici, în casa mea părântească. Sunt tare bucuros că ați venit aici, de abia aștept să convorbim despre și credeți. V-am găsit în centrul localității. Da. Puneți la cale ceva, tot legat de istorie, da, tot nu legat deja, de... Am pus cândva... Acum deja am realizat, de 22-23 de ani, domnule Cătălin, m-am zbătut și m-am chinuit să conving primarii comunei Havrna să mă ajute să ridicăm un monument celor 53 de bărbați din satul Tătărășeni care au murit în cele două războaie mondiale pentru patrie, pentru țară. 26 în primul război mondial și 27 în al doilea. De la 1999 până în 2022, ajutorul primăriei a fost zero, s-au succedat primari după primari. Un tovarăș primar, eu zic tovarăș, chiar că merită să zic tovarăș, timp de 3 mandate m-a dus cu minciuni nerușinate, spun, da, facem, domnul Manole, facem monumentul. Nu l-am făcut. Între timp, fiind econom, mai prin vârsta care o am acum, când tinerețe n-am fost, am strâns bani, leu peste leu, și mai mult decât un leu, și m-am gândit să fac un monument, eu, în regie proprie, pe banii mei. Dar am zis, mă duc la Soroca, am găsit meșterii la Soroca, Republica Moldova, mari, grandioși, cariere de piatră. Am comandat monumentul, fac un demers oficial către primăria Havrna, și spre lauda și gloria actualei primării, răspunsul a fost extrem de rapid, pozitiv. Doamna primar, profesor Rodica Baltă, de 2 ani, primul mandat al primăriei Havrna, cu domnul viceprimar Dragoș Gușu, Consiliul Local al primăriei, exact, ei au o putere de decizie, au convorbit, s-au sfătuit și au luat decizia să mă ajute. Și într-o dată mi-au pus la dispoziție perimetru. Să vă ajute în sensul că vă dă Nu numai atât. Prețul monumentului în piatra aia brută l-am plătit eu, integral, și transportul, Soroca, Tătărășeni. Dar și aici m-a copleșit ajutorul primăriei prin grandoarea lui. Eu am zis că voi face să am spațiu cu o firmă de construcții. Găseam eu una. Că acolo primăria spune nu. Noi vă ajutăm cu infrastructura. Au decopertat perimetrul, l-au delimitat. Au decopertat, au pus bazele temeliei. Au turnat temelia, au turnat soclul. Totul făcut cu oameni mari, gospodari de mare calitate. Chiar citesc pe Marcel Rotaru, pe unul altul Tudor. Meșteri de mare calitate, chiar și l-ați văzut dumneavoastră, ei lucrau acolo. Monumentul am început în august, am primit aprobarea, începutul septembrie. Și în ultimele două săptămâni s-a lucrat intens. Tocmai a tras câteva cadre, monumentul e ridicat, are 5 metri înălțime, cu tot cu soclu. Așteptăm acum să definitiveze lucrările, să ne inaugurăm. Am făcut-o nu spre lauda ființei mele, și doar dintr-o dragoste adevărată și respect față de cei care au plecat de satul ăsta și au murit. Nu numai în est și în vest. Ei au eliberat Basarabia, ei au eliberat Transilvania, ei Bucovina, ei... Aveți și dumneavoastră rude sau cunoscut? În momentul, în primul război mondial, am murit, desigur că da. Gheorghe Manole, bunicul meu, am luptat tot războiul mondial, din 16 până în 19, au făcut doar pe asta, dar un văr drept de-a lui Costică Manole a murit. Este pe soclu. Mulți cetățenii satului Tătărășeni deja s-au regăsit rudele. Ieri am terminat monumentul cu mare meșteri din Soroca, Alexandru și Mihai. I-am plătit ieri, au plecat, i-am mulțumit. Înțeleg că va fi o,
o, cum să spun, inaugurare oficială va fi, am înțeles, la doamna primar Rodic, profesor Rodica Baltă, pe 15 octombrie 2022, cu reprezentantul guvernului, un domn ministru din Botoșani, domnul Marius Budăi. Sper să vină prefectul, i-am invitat doi protopopi de Dorohoi și de Botoșani, doi preoți tătărășeni Havana. Sper să vină mulțime, să ne punem coroane de flori și să facem ceea ce trebuie să facem, că 53 de oameni într-un sat mic să reprezinte ceva, domnul Cătălin. E o tragedie. Pleci, mori, nu a venit decât un nume. Sufletele lor, cum s-au simțit un secol, fără niciun semn? Ei, sper că unii or fi ei să găsească liniștea că, în sfârșit, moartea lor este răsplătită. De aceea eu aș invita pe contemporanii mei consăteni, pe adolescenți și nu numai, să înconjoare monumentul cu respect și iubire. Că acolo au înaintași care au murit. Au plecat de 20, 25, 27, 30 de ani și n-au mai venit. Cei care mor pentru patrie, totdeauna trebuie să binemerite respect, recunoștință și dragoste. Că dacă noi ne alterăm identitatea noastră culturală, istorică, și retezăm rădăcinile aruncând cu noroi în monumente și în jertfă trecutului, vom muri. Eu sunt globalist prin cultură, dar din perspectiva socio-istorică sunt extrem de atașat de ideea de națiune și ideea de patrie. Nu cred că globalismul, care are clar conotații financiar, economice, globale, care vor să capteze toată specia pentru a o coordona și o transforma în altceva, este, cum să zic eu, strategia adecvată pentru a supraviețui națiunile. La urmă, toate popoarele sunt creația lui Dumnezeu, națiunile sunt creația lui Dumnezeu, îți aperi familia, țara, să respecti eroii, însuși Dumnezeu te binecuvântează. Deci eu, dacă iubesc strămoșii, moșii, părinții, nu o fac din sentimente de ostilitate sau dușmănie. Cultul eroilor știm de la daci, nu? Asta era... Cultul eroilor este, dar cum e în Japonia cultul eroilor sau alte națiuni, la noi o leacă i-a morțit. Și am să vă spun totuși un fapt pe care l-am constatat cu mânie și tristețe. Toate asociațiile culturilor, domnule Cătălin, din România au un singur nume. Regina Maria. Păi au murit peste 1 milion de români. Nu s-a găsit un colonel, un general, un sergent, un soldat, un Râmnicu Vâlcea, Regina Maria. La Iași, Regina Maria. La Botoșani, Regina Maria. Regina Maria este o doamnă care a făcut servicii României, dar nu numai. Eu în cartea Carol al II-lea despre fiul său, de la dezertare la genocid, de 1006 pagini, apărut la Cartea Românească, între timp de când ați venit, cărțile mele sunt publicate în toată țara, de editura Cartea Românească, până acum am publicat 8, arăt toate lipsurile acestei doamne. Ea are meritele ei, că a avut, dar smititele comparativ cu efortul națiunii. Când un neam se întregește sau se liberează, este rezultatul efortului națiuni, nu a unui om. Înțelegeți? Și de ce? Omul ăla are viziunea de a direcționa națiunea omul, pe un... Omul, dacă iubește națiunea, poporul, bine merită de la patrie. Dacă nu te atașezi, cât e el poporul, cât o fi el cum e, de el și nu-l ajuți, și nu-i împlinești voința, datoriile, nevoile, nu ții cu poporul, cum spunea Avram Iancu, Sfântul nostru cel mare, el e un mare sfânt. Spune, țineți poporul ca să nu rătășiți. Simeon Bărnuțiu a spus-o, după el Avram Iancu. Sfântul ăsta, Avram Iancu, extraordinar, ca și Nicolae Vâlcescu, un alt mare sfânt, mort la Palermo, ca și Mihai Eminescu, Sfântul laic al națiunii române, sunt, și încă mai avem, sunt marii noștri fondatori de națiune. Deci monumentul l-am făcut ca expresie de recunoștință și dragoste. Altceva nimic. Iubesc strămoșii mei, părinții mei, bunicii mei. Nu urăsc pe nimeni în măsura în care respectă valorile umane. Noi oameni, domnule Cătălin, rămânem oameni atâta timp cât alteritatea umană de lângă noi
o respectăm și o tratăm cu deferență, cu empatie. Dragostea e greu. Că Iisus de Nazaret spune să iubești ca aproapele tău, ca pe tine însuți. Și zice, dacă... Asta e testul suprem, nu? Da, testul suprem, creștinului. Și dacă ai primit o palmă, întoarce și celălalt obraz. Numai că în istorie, cred că porunca lui Iisus de Nazaret nu prea a mers. Dacă un dușman te calcă în picioare și vrea să te îngroape, trebuie să te ridici în genunchi, în picioare. Da, vă rog. Da, suntem aici în locuința dumneavoastră de la Tătărășeni. O să vedeți, stimați spectatori, câte cărți, eu nu știu dacă... Câteva mii. Câteva mii de cărți. Da. Asemenea, câteva mii aveți și la locuința cealaltă, de iarnă. Acolo am dus, eu mică garsonieră, acolo am vreo 7-800. 7-800, am înțeles. Văd niște fotografii aici, apropo de celălalt obraz, mi-am adus aminte de momentul ăla cu Cuza și Ion Roată. Îl aveți pe Cuza pe perete, da, alături de părinți, alături de dumneavoastră, alături de... O iubită de mea. O iubită a dumneavoastră. O fostă iubită. O fostă iubită a dumneavoastră. Eu spun și vă, cred că am spus și în emisiunea trecută, dumneavoastră v-ați, cum să spun, oferit viața asta pentru istorie, pentru studiu. Comunității. Comunității, așa vă este. Vă mulțumesc, domnule Cătălin. De ce ați făcut lucrul ăsta? Iată, o întrebare fundamentală, o așteptam. Dragul meu, domn Cătălin, prieteni, Alexandru Ion Cuza l-am pus pe perete și la Dorohoi și la Tătărășeni, pentru că eu îl consider că este marele părinte fondator al statului român și al națiunii române. Dar nu numai că a fost domnul României, reformele și faptele lui. Domnul meu, rămâi în istorie ca un binefăcător în măsura în care faci bine națiunii poporului tău. Alexandru Ion Cuza a temeat statul de la zero, armata, jandarmeria, poliția, cecul, e prima infrastructură, a creat învățământul, universitățile și testul suprem al minții, sufletului și inteligenței unui conducător de stat, știți care este? Facerea de bine către popor. Degeaba tu ești oligarh din cadrul oligarhiei, din aparținul unui grup de putere, dacă reformele tale nu țintesc binele comunității. Noi conducem o comunitate națională, domnule Cătălin, pentru a în slujba celor mulți. Un Alexandru Ion Cuza prin reforma agrară, știți, până la Cuza țărani erau robi. Ei aveau statul de clăcaș, dar însă termenul de clăcaș este rob. Ei erau obligați să presteze clacă în muncă, produse și bani stăpânilor, la discreția stăpânilor. Ori Alexandru Ion Cuza, după 3-4 ani de chin cu un parlament conservator total refractar reformelor reale, împreună cu alt mare părinte fondator al națiunii, Mihail Cogălnicianu, el și cu Dimitrie Bolintineanu, secretarul lui particular, și că mulți alți din jurul lui au dat marea reformă agrară. 14 august a făcut, domnul Cătălin, 2 milioane de români într-o dată au devenit proprietari. Până atunci erau chiriași. Cogălnicianu le-a spus la conservatorii, oligarhia latifundiară, nu înțelegeți că nu reprezentați voi țara 20.000. Națiunea este, sunt cei 6 milioane de țărani. Dacă nu îi dăm o țară, nu ne putem apăra statul. Trebuie să-i ajutăm. Și-au dat pământ țăranilor, cum spune Cuza în declarația lui din 14 august 1864, iubiții mei săteni, v-am dat pământ ca să aveți și voi o țară de iubit și apărat. De aceea ați venit la mine în ogradă și în casă. Casa aceasta e construită de Cosma și Zamfira Manole, părinții mei, moră de multă vreme, în 1950, iar am găsit actele de la părinți, în scrisorile tatei către mama și al mamei către tata, actul de vânzare-cumpărare a unei femei bătrâne din Havrna din 1937. Angelina Sava din 1937, o femeie de 87 de ani, merge la Darabani și vinde de veci lui Vasile și Aglaia Cășlaru, adică părinții bunicii mei paterni,
pământul pe care ați venit dumneavoastră. Ce zice doamna Angelina Sava, neuitată, doamnă, omagiu, pământ pe care tatăl meu l-a primit de la Cuzavodă. Iată cât de aproape istoria. Ați venit pe un grad asta, locul ăsta de casă, tatăl l-a primit de la bunicul meu, de la socrul lui, pe care pământ, proprietarul anterior, deținuse de la Cuza. Iată istoria. Eu am un cult, nu pentru că eu sunt legat, pentru că iubesc cu adevărat binefăcătorii. Sufletul meu tremură de fericire când văd că sunt binefăcători ai națiunii. Dacă tu te gândești doar la tine și grupul tău de interese și nu la națiune, națiunea slăbește. Când tu conduci o națiune cu dispreț, cu reforme inadecvate, cu nedreptate, domnul meu, o națiune, un stat, un popor, dacă nu aplică dreptatea unei națiuni, poporul ăla se risipește în patru vânturi. Și nu cumva azi trăim exact niște vremuri de genul ăsta? Cum am ajuns azi la vremurile acestea? Cei care au responsabilitatea puterii, toată puterea asta are ispite el. Dar prima direcție a unui care are guvernarea unei națiuni, a unui stat, este să fie interesul general. Azi nu mai e așa. Azi nu mai este așa. De ce? Interesul general României nu era ca o milioane de români să fugă în Belgia, Franța, în Occident, Anglia, Irlanda, Germania. Dar știți care e tristețea? Pleacă de la vârste fragile. 15-19 ani este... De acord, să vă răspund la a doua parte a întrebării. De ce? Cei care au capturat puterea supremă în România după 90 n-au iubit și nu iubesc România. Prima dată, în primele luni și primele întreb... ani... Da. Știți cum e la televizor? De fiecare dată trebuie să vă întreb dacă aveți dovezi. Da, există dovezi. Păi, dovezi. Și dovezi mai clară că omul KGB-ului a fost Nicolae Militaru, e dovedit că e agent GRU. Și dovadă mai clară că Ion Iliș Iliescu este agent KGB, când el a fost de două ori la Moscova și a semnat două tratate în defavoarea României. Când prima dată în istorie un șef de stat român semnează un tratat cu Gorbaciov în 5 aprilie 1991, prin care recunoaște frontiera URSS-ului cu România pe Prut. Și dădea adică, raportul ambasadorului... Știți mai bine, sunteți om de televiziune. Rusiei la București, nu? Dumneavoastră știți mult mai bine. Adică sunt dovezi clare. Toată echipa care a capturat puterea în România în anii 90-91, e oamenii Moscovei. Apoi au venit derbedei din anturajul lor, s-au succedat, iar cei care au preluat conducerea supremă ciclu după ciclu politic, au transformat România într-un teritoriu al experimentelor sociale caricaturale. Noi niciodată n-am aplicat România, statul Poznă și Îmbris nu s-a clădit pe reforme reale. Totul a fost făcut de mântuială. Prima țintă a fost banditismul politic și jaful. Păi domnule Cătălin, peste 1000 de miliarde de dolari oligarhia Poznă și Îmbris a furat de România. Ce vă spune asta? Ce vă spune? Eu am fost în Turcia cu o delegație și am avut o infrastructură, vine să plâng. De la Konya la Ankara și autostradă. În 32 de ani statul român are autostrăzi de nivelul celor germani. De ce? Că s-au furat atât de mulți bani. Iar poporul a fost ținut în nedreptate, în sărăcie deliberată, iar dacă zici nu vă convine, plecați afară. Păi, însăși aderarea statului român la structurile federale europene e făcută cu scopul de a putea împinge, exporta forță de muncă, ca țara să se golească de energiile vitale pozitive, iar ei să facă ce vor din țară, loc altă. Dar nici o țară parcă nu s-a golit așa ca România. Păi, da, pe România, poporul ăsta a fost sărăcit deliberat. Părintele Iustin Pârmă. Da, da, da. A întrebat un luminat. Al neamului nostru. Neamului nostru, care a spus că prima grijă a unui om care are conștiință, să iubească patria, să iubească națiunea și adevărul. Iar adevărul, știu, iertați-mă. N-a fost panica de problema asta de a pleca oamenii din țară? Domnule, probabil dânsul vedea lucrul ăsta că aici nu-i dreptate. Da. Aici nu-i lege, aici nu-i primărie, da. Aici nu-i școală, da. Aici nu-i spital, da. Aici nu-i drum. Da. Și oamenii... Da. Cât ar iubi ei țara și cât ar fi ei de... Dragul meu, țara merită și poate fi iubită când statul și conducătorii
dovedesc prin reformele lor că le fac dreptate și îi iubesc. Păi cum poți tu să împingi 7-8 milioane de bărbați și de femei, cei mai tineri, cei mai puternici, cei mai harnici, când țara geme de nevoie de locuri de muncă? Ca să modernizăm statul odată. Nu avem, da, nu avem posibilitatea, așa, nu avem firme de construcții la autostrăzile ce vor începe acum, pentru că și-au dat și ei seama că e ultimul tren și ultimii bani europeni care vin pe direcția aceasta infrastructurii. Da. Europa trece în altă, lumea trece în alte investiții. Și noi acum nu avem cu cine lucra aceste drumuri. Da. Va fi într-adevăr o... Am colegi, prieteni, elevi, toți s-o părăsit țara și muncesc, dar știți, cu durere se duc. Domnule meu, trăim un timp foarte complicat și foarte tulbure și murdar, pentru că la urma urmei... Se schimbă legile. Dar se schimbă lucrurile... Da. Dar iertați-mă, dar sistemul... Toți ce au făcut domnii care au instituit pensii speciale, care au creat caste privilegiate. În ce țară mai există caste social ca în România? Noi tacem. Noi plângem doar zona lucrătorii de la stat. Da. Dar cei de la privat nu știe nimeni. Nimeni nu ia în seamă. 1,5 milioane de angajați cu salariu minim. Striga un deputat zilele trecute la tribuna Parlamentului. Dumneavoastră știți, striga, plângea și rupea hainele de pe el. Câți fii de primari așa plâng de foame în fiecare seară. Deci este ceva de râsul plânsul. Deci îi plângem tot pe cei care au. Îi plângem tot pe cei care nu sunt de plâns. Aici e durerea mare. Și oamenii nu mai vor să mai lupte pentru drepturile lor. Spune, domnule, hai să ne facem valid. Fatalitatea nu te poți lupta. Hai să mergem dincolo. E vorba de o fatalitate. Și cum vă explicați dumneavoastră, mă iertați, au ajuns oameni de la mine din sat, domn profesor, oameni care nu știu engleză, care n-au școală, n-au pregătire și acolo li s-a deschis o ușă. Și acolo au început și ei să se simtă că cineva îi bagă în seamă. Că fac o muncă, eu știu, de jos, dar reușesc să trăiască și să trimit acasă un ban să facă. Și aici țara nu-ți deschide o ușă. Nu, a fost... Aici e durerea mare. Durerea pe care o invocați dumneavoastră este o strategie deliberată. Dar cei care o preluat... Nu știu dacă e strategie. Ba da, e o strategie. Eu spun că ei... Domnule, o clipă, domnule Năclar. S-au rupt de... Nu numai faptul că au plecat 7 milioane, dar chiar toate structurile de rezistență ale statului și națiunii sunt pulberate, sunt sabotate, sunt slăbite. Au dat peste cap învățământul. 20 de ani și ceva și că fac reforme. Ce reforme au făcut ei decât că au promovat impostura de știința de carte? Un impostor, cu un ministru care își dă demisia de la învățământ. Și care e un plagiator ordinar. Cu două plagiate. Lucrarea mea de doctorat e publicată de 2014 aprilie în toată România. Titu Maiorescu, omul politic. Oricine o are la dispoziție să vadă ce înseamnă asta? Secretizarea? Nu se secretizează. Cartea e publicată, eu am colegi care nu vor să iasă în lume cu dânsa. Am ieșit cu ea. Am ieșit câțiva ani buni. Alexandru Zub, academicianul celebru, Universitatea din București, Universitățile din Iași, mi-au acordat elogii și mi-au adus elogii imense pentru această muncă titanică. E o carte pe care neuitatul istoric Ioan Bulei, am aici la anex, am citit, a spus că este cea mai bună carte despre Titu Maiorescu. Am muncit să-mi găsească o pagină plagiată. Tu plagiezi și ești ministru, dar ascunde-te, dispar din funcția publică. Dar nu dispare din Parlament, evident, catedră. Cum poți dar să primul ministru, domnule Năclad, actual, domnul general X. Nu mai spun de domnul general. Domnul general era pe front și făcea doctorat. Categoric. Unde făcea și cine îl făcea. Voiam să vă spun că nu exodul uman înspăimântător din ultimii 30 și ceva de ani, în primul rând din ultimii 20 de ani, este doar această tragedie. Păi și avem noi temeinic sau valoros neatins. Ierarhizarea valorilor este zero. Învățământul e plin cu semidoxi. Profesori, învățători, profesori și profesoare, neștiutori de carte. Elevi nu mai sunt îndemnați să învețe carte. Și doar să facă selfie.
elevi, cunosc elevi care n-au citit o carte, absolvit clasa 12, n-au citit o carte. N-au citit 10 pagini. Da, poate elevul ăla, domn profesor, poate fi un bun mecanic auto. Bine, poate fi un o bun, clipă. Nu? Adică, dar nu poți, de acord, de asta sunt școli profesionale, de asta sunt școli de arte și meserii, de asta sunt universități tehnice, dar învățământul general obligatoriu trebuie să aibă ca structuri de rezistență clasice. Istoria, limba română, geografia, literatura universală, științele umaniste și nu numai. Cum credeți dumneavoastră ce necesitate socială istorică avea poporul român și statul român de s-a legiferat în octombrie 2021 ca din 2023 copiii României să învețe istoria altui popor, istoria poporului X, punct, genocid. Nu zic cum e acolo. Ce trage, ce se negocieri întâmplă? Vă întreb, nu, cum e posibil tu istoria ta o scoți din manuale aproape? O istoria vor să o comprime cu geografia, nu știu cu ce științe auxiliare, o oră pe săptămână. Păi am predat în cariera mea didactică și 4 ore pe săptămână la clase de profil. Era un regal, o sărbătoare cu minunații mei elevi. Câte întrebări, câte vorbării am făcut. Ori dacă tu învățământul îl desfințezi, învățământul clasic, general și liceal, viitoarea rezistență a națiunii este anihilată. Deci cam totul se spune sub semnul întrebării, totul se rezumă la o dușmănie abia bine observată față de însăși poporul acesta. Neamul românesc azi nu mai este respectat de stat. Altfel n-ar fi legiferat Parlamentul să învățăm istoria altui popor. Noi trebuie să învățăm istoria românilor, cum englezii învață istoria Angliei, cum francezii asta, chinezii lor. Trebuie să învățăm literatura română, poeții noștri și mari noștri prozatori. Mă întreb, care poeta mai știți, care eleva mai știți azi o carte de Sadoveanu? Sau de Liviu Evreanu? Sau de Jim Mihăiescu? Sau de Nichita Stănescu? Știți un poem? Nimic. E totul amețit, transformat într-un amalgam non-valoric rușinos și se merge înainte cu veselie pentru că globalismul acesta financiar, economic, are nevoie nu de ființe cu identitatea precisă, culturală. Au nevoie doar de consumatori aculturali, care nu sunt atrașați de un pământ, de un cer, de o istorie, de un destin istoric. Ei vor cetățeni universali. Eu sunt cetățen al cosmosului. Eu sunt fascinat de cosmos, de galaxie. Dacă v-ar spune că eu de 10 de ani citesc despre metagalaxie, fel de fel de teorii, cum s-a creat Universul. Este Big Bang-ul explicația finală sau nu? Sunt atâtea ipoteze. Eu orice, curiozitatea culturală, intelectuală a ființei, definesc omul. Ori eu, identitatea mea e clară, că aparțin unui popor străvechi, pământ străvechi, cerul lui Zamolxe. Ca atare nu mi-l fura. Ori statul s-a pătemenic, iar cu pruncii României nu mai învață carte. Am avut dar nu cumva din neștiință? Nu. Pentru că iertați-mă. Observați că au ajuns în fruntea statului oameni care oameni fără știință, nu i-ați angajat niciodată dumneavoastră, nu, dacă ați fi un angajator, da? Domnul meu, dacă pornind de la premier, chiar și președintele. Da? Președintele, cred că poporul român a fost în 2014 nevoit să aleagă între două nenorociri. Părea cea mai mare norocire a elaltă care am evitat-o. Dar acest individ nu are absolut nimic cu România, aproape nimic. El este un executant fidel, zelos al sistemului global și al unor puteri regionale. El joacă interesul altora. Statul român nu l-a servit decât foarte, foarte puțin. Statul român este condus de oameni care nu iubesc România. Care nu iubesc poporul român. Eu m-am gândit, domn profesor, că după un președinte prea vorbăreț, era cazul să vină un președinte
nevorbitor. Domnul, și nevorbit. Aveți dreptate. Și care făcea și da. Și hăie. Păi știți că era aproape zilnic, ieșea la ora 6. Dar era un showman de televiziune. Eu sunt de acord că suntem, cum să spun, partea unui, unui puzzle global. Dar văd că multe state care sunt cu noi în, da? Au mers înainte. Așa. Dar noi parcă batem pasul. Polonia, uitați-vă Polonia. Batem pasul pe loc. Batem pasul pe loc, toată administrația statul român e făcută cu, deliberat de către banditism politic. Domnul meu, știți foarte bine că există în toată țara clanuri polițiene și economice. Uitați-vă cine este secretar de stat, indivizi care au patru clase, să o arată domnul Rozian. Bă, aici, care... aici e marele pericol, pentru că societatea a fost, cum să spun, căpușată de persoane care n-au nicio... Dragul meu, de bine de treabă rău, cu de bine de rău, să zicem, domeniul lor. De bine de rău, mergem. Aparțin unei structuri puternice, numită Uniunea Europeană, dar noi am, cum să vă spun, cei care au negociat sau care reprezintă în relațiile cu Uniunea Europeană statul român, nu apără interesele reale. Aici e marea problemă. Nu le apără. Da. Sunt fericit că sunt NATO, în fel de securitate NATO, dar interesele României sunt foarte bine, trebuie apărate foarte bine. Păi dumneavoastră... Cu poate Turcia. Turcia lui Erdogan, câtă ferocitate și apără interesele ei în relațiile cu Rusia, cu SUA. Mi-a dus să aminti tentativa ieșuată de lovitură de stat din 2005 din Turcia. A dejucat-o Erdogan și Turcia a ajuns foarte departe. Ungaria. Ei, Ungaria lui Orban e puțin xenofobă la urma urmei. E un exemplu, e un exemplu negativ. Ungar. Dar Polonia? Dar Polonia, dar Polonia s-a rupt de, de tripleta aceasta de la Visegrad. Și are o altă direcție. Polonezii. Cred că va fi o putere în zona estică aici, principală. Absolut de acord. Economic mă referiți și militar. Statul român nu este reprezentat cum trebuie. Potențial... Nu avem oameni, nu avem voci. Nu avem. Nu avem, n-avem voci la, la Bruxelles acum. Acum bun. Iertați-mă. Nu ceri, cum e nu ți se dă. Cum e posibil să trimiți la Bruxelles atâtea nulități? Oameni care nu pot articula un discurs. Oameni care nu au o cultură temenică. Oameni care nu au o educație juridică, umanistă, culturală sau de specialitate. Am trimis oameni care nu știau limba. Care nu știau limba engleză, da. Exact. Italia, cum o vedeți? Italia e un pericol acum, nu, niciun pericol. Țările acestea care suveraniștii, cum se numesc ei, eu au revenit fac la... Eu nu nicio grijă. Sunt un mare iubitor al statelor libere, suverane, frumoase, dar care trebuie să-și decide iar soarta. Nu trebuie o structură suprastatală să ne îngenuncheze când vrea ea și nu vrea ea. De acord! Respectăm valorile noastre universale tuturor, dar sunt uneori interese private ale statului meu care intră oarecum în coliziune cu celelalte și atunci primează interesul național. Da, dar o lege, că aici... Jumătate din pământul României e vândut la străini, asta e treaba? Mă întreb. E vândut la străini pentru că știm cine a dat legea. Știm cine a dat legea și cu ce scop. Dar vă întreb, ce proiect de stat și de țară a elaborat și a pus în aplicare, să zicem, nu zic clasă politică, conducătoare, pentru că sunt niște netrebnici cei care au condus România în 30 de ani? Nici unul. Vă întreb, trebuia să avem un proiect de refacere a unității naționale? Trebuia. Am refăcut unitatea? Am anulat consecințele pactului de la Moscova din 23 august, Ribbentrop-Molotov? Nu. S-a dus domnul Iliescu, a semnat la Moscova cu Gorbaciov în aprilie 91 tratatul când URSS-ul era în repriza 12-a, Chesus Clay, Joe Frazier sau Joshua. Era pe jos, își căuta dinții pe jos. Vladimir Fricco era gata, cu knockout. El s-a dus și a semnat tratatul. Deci atunci a fost un moment cu adevărat de cotitură pentru dragă România. Dragă domnule Cătălin, eu nu... A fost un tren pe care noi... Dacă noi suntem victima istoriei de punct de vedere teritorial și nu numai și uman, nu era normal că am scăpat la libertate să elaborăm statul, o strategie pas cu pas, nu repede, nu forță. Bă, cum recăpătăm noi Basarabia? Cum refacem cu Ucraina? Cum negociem cu un statut solid
pentru națiunea română, sau negocierea unor Herța. Herța nu face obiectul pactului sovieto-german. Dă-ne înapoi. Sau rămâne vouă, dar mi-e ucrotești națiunea mea de acolo, că sunt băștinași. Păi dumneavoastră nu vedeți că nu, nici astăzi românii din Vârșeț. Dacă, păi atunci haideți să lămurim. Înseamnă că ai noștri. Noi au trădat. Ar trebui să ne temem de trădătorii noștri decât de el alții. Dar eu nu mă tem de străini. Da. Eu tocmai asta mi-a preîntâmpinat o limpezire a cuvintelor mele. Tocmai voiam să vă spun că cei care au preluat statul au avut vocații certe de trădători. Păi credeți-vă dumneavoastră, cum să te duci tu la Moscova în aprilie și să ne tratat de garantarea frontierei reciproce când pactul de la Moscova, Ribbentrop-Molotov, era declarat nul și neavenit de însăși Kremlin și de către Berlin, Germania. Tu l-ai pus în... Tu l-ai pus în... E recunoscut valabilitatea jurii teritoriale. Apoi mă întreb, cum să negociezi, semnezi un tratat cu Ucraina, care este un act de înaltă trădare națională, mă refer la Emil Constantinescu, o mare deziluzie a poporului român, care în 1997, mai iunie, a semnat tratatul cu Ucraina, prin care am cedat întâia oară în istorie. Fără luptă. Un teritoriu. Eu știu că am cedat în 40, de la statul lui Carol al II-lea. Eu știu că am cedat turșilor. Ce a fost atunci, domn profesor? Că în 40 și când... Nu, atunci, după 96. Cum de s-a făcut... Domnul meu, puterea în stat atunci a fost luată chiar cu adevărat de trădători, Emil Constantinescu, ministrul de externe, nepotul Ana Pauca, Hanna Robinson, iar președintele senatului, Petre Neulander, are un numit sonor. Petre Roman, da. Toți au avut primele trei funcții în stat. Ei au negociat tratatul cu Ucraina, iar ei l-au semnat, ei l-au validat, ei ne-au vândut, practic, pământul nostru altora. Dar nu l-au vândut, că având... L-au cedat. Dragul meu, când tu semnezi un tratat cu Ucraina, care este marele beneficiar sau unul din mare beneficiar... Nu, dar ei ne-au întrebat în 90-91... Domnia voastră, eu nu mai știu în minte, nu da, că au făcut un referendum, nu? Când s-au creat ei ca stat. Nu, ei s-au desprins din Uniunea Sovietică. Când s-au desprins, 1991, da. După ce... Gorbaciov a fost la un pas fiimăturat de puciul KGB-ului condus de Vladimir Krichkov și Ruslan Hasbulatov, august 1991. Și atunci Gorbaciov s-a salvat, vine din Crimea, îl salvează Boris Yeltsin, se duce la Moscova și exact zilele următoare Imperiul Sovietic se dezintegrează și toate republicile unionale își proclamă independența. Ucraina, Turkmenia, Belarus, Azerbaijan, Kazahstan, da. Kirghizistan, Moldova, Armenia sovietică, Georgia. Toate și-au proclamat independența. Domnule, când o lume întreagă condamnă pactul Hitler-Stalin din august 39, tu-l validezi pentru un tratat bilateral? Păi, asta lumea trebuie să înțeleagă. Bun, să vă dau... Noi înjurăm pe aia de la Bruxelles. Da, dar... Eu nu jur pe aia de la Bruxelles, nu jur pe nimeni. Dar să ne uităm și în curtea noastră, exact. Adică să fim... Prima mea grijă analiști... să văd că statul român a fost condus de oameni lipsiți de... Ori nu cunosc. Bă, nu. Ori... Nu interesează. Eu am primit un mandat, o misiune. Fă așa. Dumneavoastră nu vedeți că toți sunt dușmani. Practic, care condus România, parcă sunt dușmani României. Parcă sunt dușmani României. Eu văd astăzi, am ajuns, domn profesor, într-o situație în care un ministru al energiei nu e în stare să explice poporul ăsta cum se calculează o factură la curent. Deci am ajuns într-un moment ca extrem. De atâta timp. Deci dumneavoastră înțelegeți eu nu știu cum că sunt oameni spuși cu pensii mici. Dumneavoastră, stați și vă domnul la meu. Becuri, la lumini, domnul așa stingeți tot. Mii și zeci de mii. Adică să nu ținem lumea. Nu mai spun ce pensie mi-a dat statul român mie și bat jocură. Parcă a făcut o dedicație acum 4 ani. Dacă în cele 2 luni n-am murit, n-am făcut implozie, pentru că imediat m-a căutat un domn din Londra, un român de mare calitate, foarte mare român, și m-am angajat cu el, cum vorbim telefonic, și proiecte naționale. Și de atunci până acum am vorbit de mii de ori și m-au salvat încurajându-mă. Lăsați! Dovadă că am fost la Londra odată, în 2018. Cărțile mele, le-am lansat. Dovadă că peste o lună și ceva, iar domnul Vasile din Londra organizează un eveniment cu cărțile mele la un centru cultural chiar în inima Londrei.
Adică, ce nu e puțin lucru. Dar sigur că da. Eu puteam să vă spun și aș vrea să vă spun. Botoșani au dat oameni mari în secolul... Eu sunt un om mistițel de statură, chiar că am fost un mare sportiv. Sunteți la doi pași de George Enescu. George Enescu. 10 km. E colosul planetei Pământ. Dar dacă nu permiteți, domnul Cătălin, în rețea unui om nu constă în mare statură, la avere, vile, puterea politică și... Fapte. Fapta mea sunt cărțile. Am 27. Una dintre ele iată. Are 1400 de pagini. Uitați-o. 1400 de pagini. Am publicat-o în iunie 2022. Documente. E vorba de 510 titluri bibliografice. 11.906, sunt fanatic aici, note științifice la subsol. Înțelegi? Deci asta e o carte, un document. Cea mai recentă carte a mea. Eu am mult mai mult, am 27. Titul mai răscă, am arătat-o. Am aici, lucrarea de doctorat. Da, bine, aici primul meu studiu, când eram în anul 3-4 de facultate, despre viața românească, am studiat acolo. O carte despre Carol al II-lea. Adică, eu am rămas mai departe convins și a plecat că știința de carte dă forță argumentelor și vieții tale. Iertați-mă, domnule Cătălin Năclar, dar eu am promovat în serie, pas cu pas, vorba citatului odios a unui individ care ne-a înșelat, actualul șef al statului, am admisere la facultate. 25 pe un loc, 830 de candidați pe 30 de locuri. Am terminat facultatea, am dat definitivatul, am promovat cu medie 10, am dat gradul 2, altă treaptă, am dat gradul 1, 6 examene, 10, general media. Am susținut un doctorat de elită la Universitatea din Iași. Adică munca mea este... Dar nu ați fost, am văzut în CV-ul dumneavoastră, când ați fost așa abonat la funcții... O, m-o tratat cu dușmănie. Am prins și eu o carieră politică, zâmbesc, pun în ghilimele carieră politică, că... Direct am văzut, dragul meu, am văzut bandiți în politică la lucru. Îmi lemneam că l-au văzut de milioane, acolo 3 milioane, 10 milioane de euro, acolo adușim de acolo, adușim din Cernăuț, prin Rădăuț, toți sfătuiau. Și el lasă-l, el pe zic, m-a văzut bine, dar el e cu cărțile, el nu-l interesează. Deci dumneavoastră care nu sunteți interesat așa de nu, bani, de... N-am furat, domnul meu. Așa? M-am văzut politică, de ziua de azi. 4 bani în politică, am văzut bandiți la lucru. Nu avem nicio șansă dacă structurile judiciare ale statului și informative nu stă pe bandiți după ei. Ori avem structuri juridice de informații ca lumea. Dom'le, când am văzut și calități, am văzut de nimic. Decât noi să prostesc lumea, ocupă funcții, structurile dintr-un partid desemnează doar pe oamenii care i-au cumpărat pe ei, care dau bani grei să-i pun în Parlament, în Senat sau în funcții. Eu mie nu mi-a cerut nimic, că am făcut campanie electorală, 33 de discursuri electorale. Și am biruit împreună cu un domn și au văzut toți, bă, să iei dă-mă funcție, că ăsta, uite, ne-au ajutat. Dar politica mea mi-a ieșit pe aici. Bandiți peste tot, eu nu m-am ales cu nimic. Atât de corect. Deci, e bine de spus totuși celor care își doresc și cei care cred că numai acolo sau numai așa te poți realiza în viață. Dacă intri în politică cu gândul să te îmbogățești, cum intri tot, să ajungi într-o funcție, exact. Asta dovedește că ești de o calitate umană inferioară. Îmi aduc aminte că domnii ăștia mari din structura în care facem parte, zice, hai lăsați-mă, uitați la profesorul, la Gică, cum îi zic și Gică, zice eu. El dacă treci pe un pod și vede un sac cu bani în dreapta, el trage pălăria, ridic gulerul la partea stiu și merge înainte. Se gândește la cărțile. Nu că îmi trebuie și mie bani. Dar banditismul este o realitate politică în România. Dumneavoastră, eu am vorbit cu niște domn procuror, că mi-a zis clar că dumneavoastră s-au dat legi care ajută infractorii. Păi asta vă spun, dumneavoastră, vedeți că nu ținem cont, acum am dat niște legi zilele trecute, au trecut repede, fără să aștepte un... O viză de la... Vizare juridică. Adică totuși dacă suntem în Europa, adică trebuie să... Nu? Avem niște legi. Nu, n-aș dori să... Eu aici nu am în privința asta nici un pic de expertiză. Dar revenind la cei care au trădat România, au trădat temenic statul român. Și România însăși.
poporul ăsta nu moare încet că e prost condus. Iertați-mă, domnule Cătălin Năclan, dacă noi vom muri, vom muri pentru că suntem furați și trădați. Că am fost furați și trădați. Situația aceasta, vă dați seama că în ritmul ăsta, plecând din România, plecând pentru că, iată, copiilor noștri li se deschid, așa cum spun că sunt analfabeți, că sunt, dar totuși sunt și niște vârfuri care merg. Sunt și niște vârfuri. Se încurajează neștiința. Eu am stat la niște universități de afară și li se deschid așa ușile și universitățile noastre. Așa este. Aveam stau și se gândesc. Dacă tineretul românesc și sistemul nostru de învățământ iar al folosit toate calitățile și aturile, noi avem cel mai grozav tineret. Am stat între ei. Ei, nu toți, că așa ne naște Dumnezeu. Dar sunt frumoși, deștepți, curioși, dar motivează-i, ajută-i, iubește-i. Arată dragoste către ei. Eu am încercat să-i învăț carte cât am putut. Care n-a vrut? Nu pot, o manuale, că nu-mi place istoria. Băiete, nu-ți place numai care să muncești, să fii cinstit. De voiam să vă spun că statul prost condus, deliberat prost, reforme structurale inadecvate, ca această națiune, practic, să fie încetul cu încetul îngropată, îngerunchiată, împuținată, pământul să golească și să rămână la dispoziția altora. Se petrece sub ochii noștri, că ochii noștri și timpurile noastre sunt, dragii mei domni, doar că domnule Cătălin, de o prosperitate materială imensă. E adevărat. Geme România de prosperitatea de acestor hrană. Eu am făcut, când știam în primii ani de învățământ, 10-15 ani, la lampă, austeritate financiară, austeritate culinară, austeritate existențială până la durere. Când vedeam că nu am un bec și nu am gaz cu eforturi și la o lămpuță să citesc marile cărți, nu e ușor. Am supraviețuit. Și a zis, Doamne, România este eștru la libertate. Iată că libertatea a venit și s-a instaurat dezmățul. Nu e neapărat anarhia, că legile există în România, dar există nuclee de putere care interesul general nu este prioritatea numărul unu. Și interesele mari ale națiunii este ca națiunea să fie blocată pe teritoriul ei, istoric. Toți să muncim aici, să trăim aici, să murim aici, să iubim aici. Toți să avem, să construim autostrăzi, toți să avem vile, toți să avem dreptate financiară. De ce? Ce viitor are o națiune în care dreptatea financiară e doar pentru o minoritate? Mă refer la bogăția unei națiuni, unui stat, trebuie dispersată tuturor. Păi da, dacă tu dai fiortul la 18 ani, cum a făcut-o Canale, care au vândut la UEV Petrom 200.000 de 18 ani și eu nu știu ce înseamnă 200.000, mă îngrozesc. Cine ești tu să ai sute de milioane și miliarde? Ce servicii ai făcut României? Vă spun eu ce a făcut. A creat sistemul politic mafiot, banditesc. Ce te aștepți de la acest sistem decât la o moarte lentă? Nu vor muri încet poporul român. Nu moare încet pentru că este prost condus și pentru că este furat. Trădat și furat. V-ați gândit vreodată sau vă gândiți că vor ajunge ei, cei din fruntea statului, să nu mai aibă cine să le plătească salariile? Eu m-am gândit că perspectiva... în ritmul ăsta populația cum pleacă dincolo, vor rămâne pensionare care ei n-au de unde să le plătească lor... Mă doare sufletul, dragul meu, rămân și morminte goale. De la centrul satului până la mine sunt multe case, mai trăiesc în 4 case, sunt câteva persoane, 7-8 persoane. Noi am fost aici 7 băieți și 2 părinți. Acolo 7 băieți vecini, 2 părinți. La unchiul unde s-a născut tata, 6 copii, 2 părinți. Aici 2 copii, 2 părinți. Mai încolo 8 copii, 2 părinți. Și acum sunt eu singur. Două care singur. Pustiu. Cu gândurile mele, cu sufletul meu, cu durerea mea, cu durerea mea în sensul că simt că trăim timpuri neputincioase. Nu putem să ne... Nu ne perpetuăm ca stat, ca națiune, ca viitor, dacă n-avem omul. Dom'le, țineți minte că comunismul și că omul e cel mai prețios capital. Chiar așa este. Fără oameni murim. Fără prezența omului. El sfințește, el mătură o ogradă, el construiește un gard, el construiește un vapor. Știți, când am lucrat eu în Constanța în 71, 3 luni, am văzut schele, carerele vapoarelor. Zeci de
etaje, sute de bărbați și femei. Ungeau, ungeau. Locuri de să avem o super flotă care a fost vândută de bandiți din politică. Și a mai furat națiune de după 1990, când a venit libertatea peste, peste Europei, este România. Poporul român. Nu că banditismul numai la noi, banditism politic este și Rusia, Ucraina, nu mai spun, Ungaria, Bulgaria, Franța, Anglia, în toată lumea. Că asta e politica ispita banditilor, tâlharilor. Dar nicăieri nu se iau atare măsuri împotriva națiunii. Dumneavoastră înșiu a spus că cea mai vastă emigrație din 1900 din Europa e a noastră, a românilor. Or, spațiul românesc, domnule Cătălin Năclad, a fost sute de ani un spațiu de imigrație. La noi au venit. Păi uitați-vă că au venit armenii la 1200-1300. Au venit grecii ca rai. Grecii prin secolul 16-17, canalele astea care s-au fanalizat, apoi au venit polonezi, germani, evrei. Singurul teritoriu în Estul Europei unde domnii evrei n-au fost supuși pogromurilor, era la noi. Au fugit mâncând pământul de Rusia. Îi omorau când buiau rușii. Au fugit din tot Estul ăsta imperial și au venit la noi toate minoritățile. Deci pământul nostru a fost unde toți veneau și trăiau bine. Dar acum poporul vechi istoric fuge. Și asta. Este o strategie negativă, nefastă, prin care o mare națiune va fi îngropată. Dacă eu o trec cu 2 ani, eu n-am niciun nădejde. Când văd că va fi bine. Eu mă refer primul la domeniul cărții, că văd câți impostori apar în toate funcțiile publice, nici măcar greață nu e, nici revoltă, e silă. Domnule, un stat se conduce cu oameni de valoare. Un stat se conduce cu oameni care au caractere. Nu competent, bun, ești competent, dar și tâlharul e competent. Și hoțul e competent că spargi o bancă, că faci o fraudă financiară, electronică, că sunt genii. Dar nu asta dă valoare. Iar statul fie condus, coordonat, supravegheat de structuri puternice. Știți, fără structuri informative, și aici vorbim de servicii, extrem de puternice, dar care să aibă în atenție și interesul nostru, nu numai al prietenilor. Aici o să vă certe lumea. Dar de ce? Domn profesor e... Dar Ștefan cel Mare, credeți că a biruit în toate bătăliile lui, pentru că stătea la Suceava sau la Vaslui și bea cotnar? El și-a trimis călărețe, soli, spionii, 3 călăreți, 5 călăreți, 7 călăreți, 20 de călăreți, în toate părțile, ca structuri informative. Așa și Mihai, așa și toți oamenii, ambasadorul lui Mihai erau spioni. Păi un stat, păi România lui Ceaușescu nu a ajuns o forță economică și spionaj economic. Noi ce facem? Dăm toate bogățiile țării la străini? Dăm tot ce avem noi mai temeinic și mai sfânt, dăm la străini și poporul îl sărăcim, îl pauperizăm? Un stat, eu știu că suntem aliați, facem concesii, dar până la limita care statul român ocrotește rațiunea. Repet, ăsta e rostul statului. Eu știu ce înseamnă un stat. Că am fost în Transnistria, am avut niște elevi din Republica Moldova care stăteau chiar pe Nistru, la Ustiaș, un nord, un sat. Am fost în Transnistria cu părinții lor. Când au văzut grănicerii din Transnistria pașaportul românesc, au făcut spume la gură. Mai spun puște și au făcut scandal părinții care vorbeau rusește, dar dirigintele copiilor noștri și ești nebun și o vrei și o văzut și el, am vorbit și eu cu niște oameni. Și când am venit după aia în statul Moldova, mi-am pupat prin grănicer, că zic, măcar sunt moldoveni, nu sunt români. Eu când veneam din Ucraina și intram în România, îmi venea să îmbrățișez pe ofițerii noștri. Sunt oameni, ca lumea. Deci ăsta e statul. Statul trebuie să fie întărit, supravegheat, coordonat, condus, apărat. Dar adu lângă tine națiunea ta. Credeți dumneavoastră că Alexandru Cuza, dacă a făcut reforme, l-a făcut în interesul lui sau a grupului din jurul său? Cu că nici el a făcut politică, dar era putre de bogat. El în viața lui atât de bogat a fost încât el a furat un leu. El a făcut politică din statutul de mare
proprietar, fiu al lui Ilie Cogălnișanu, dar care era băiatul din Flori, al lui Mihail Sturza. Păi vedeți că au rămas atâtea proprietăți, atâtea case, atâtea sigur, pe care azi statul le folosește, muzee. Că, da, dar mă tem că după generația asta de bogați, da, ceva trece la un moment dat, nu va rămâne nimic. Toți banii sunt trimiși afară, toate averile sunt în Dubai. Toată structura, da, tot și produsul în România, totul preia corporațiile străine. Da, aparține unui cu structuri globale, economici, financiare. Dar trebuie să ne prezervăm interesele. Păi cum așa? Ce interes național poruncește ca virgulă, casa în care se numără în preda, la Sinistrea Gumești, să fie lăsată să se prăbușească? Ce interes național ca Vasile Alexandrii de la casa de la Bacău se prăbușește? De ce statul român n-are grijă de casa în care s-a născut Marin Preda? Omul care a scris Moromeții, Delirul, Cel mai iubit pământeni, Viața ca o pradă, Risipitorii și așa mai departe, marele lui cărți. Dacă francezii și germanii l-au tradus în anii 70 Marin Preda, un grand ecrivain roman, un mare scriitor român, traduceau Moromeții. Intrusul, Marne Singuratic, germanic l-au tradus Intrusul, tot așa, au titrat toată presa culturală germană, un mare scriitor european. Și azi casa lui Sfinția Gumești se prăbușește? Eu mă întreb, de ce aici, ne... Aici eu nu, întreb, nu străiniți de vină. Nu, aici, aici, de asta zic eu că nu sunt străin, domnul meu, da. Eu iubesc străinii, dar nu le dau putere să-mi dirigeze destinul. La noi cei care conduc statul iau măsuri împotriva poporului român. Că memoria culturala națiunii este asigurată de acest mare scriitor. Nichita Stănescu, Marin Preda, Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Geo Bogza. Sunt încă o mie de scriitori, nu mi-ai dat locu. Agribicianu, Nichita Danilov, contemporan, prieten, Gelu Dorian, prieten, Roman Gerj, un poet colosal, Adrianul lui Gheorghe, la dumneavoastră. Este un dintre mari poeți ai României de azi. El face din partea generației Gelu Dorian, Daniel Corbu, Nichita Danilov, o mare poezie europeană. Păi își ne dau forță, valoare culturală în raport cu lumea. Păi nu poți să lași tu ca marele tale simboluri unde s-au născut în casa lor să se prăbușească. Ce e asta? De ce copiii nu mai învață carte? De ce nu sunt încurajați să-și iubească pământul și istoria? De ce copilul român, poporului meu, trebuie să învețe istoria poporului X? Mai învață vreun popor din lume istoria poporului X? Eu am învățat istoria poporului X cu elevii mei și când eram elev în clasa 5-a, în clasa 7-a, istoria universală, în clasa 9-a, istoria, și istoria universală. Știam enorm de multe lucruri despre Josua, despre tribul lui Cabiru, despre Canaan, despre David, Solomon, despre cele două regate, despre robia babiloniană. Domnule, am învățat. Se învață, pentru că noi suntem un popor extrem de în relații extrem de apropiate, iubim pe toți. Eu nu învăț numai, eu știu și istoria Rusiei am învățat-o, și a Angliei, și a Franței, a Germaniei, a tuturor popoarelor. Dar de ce trebuie dat o lege specială? Te întreb, Cătălin Necroan, exista o necesitate națională? Ce interes național ne determină să impunem prin legea asta? Este o infamie, este o rușine, este și valorile tale și istoria ta sunt neglijate. Dacă continuăm cu oameni care nu apără statul, națiunea și valorile noastre istorice și culturale, nu vom muri încet și vom muri de tot. Un popor trădat, furat, într-o coerență negativă, nefastă, diavolească, va muri. Nu va muri pentru că e condus prost. Nu conducerea proastă de vină. Noi trăim în prosperitate materială, dar v-ați gândit că prosperitatea materială, hrana asta din abundență, face parte din strategie? Dă-le acolo, dă-le televiziune. Confortul ți ia, da, atenția. Ei nu se vor mai, da, preocupa de ce facem noi. Da,
Eu așa bănuiesc. Eu sunt așa de mâhnit când văd, dacă eu iubesc în țara mea, avem drepturi pentru toți, pe toate minoritățile. Și în România, românii din Ucraina nu sunt, n-au niciun drept. Practic, în limba română nu se mai învață școli. Pe toate le-au ucrainizat. Pe Valea Timocului. Și nu-ți devin ai noștri. Păi da. Iar mă întorc. Guvernul României. Înainte de a înjura pe alții. Dar nu, dragul meu, nu jur Ucraina. Da. Atenție, dacă eu fac vinovată. Vreți să vă povestesc o întâmplare? Da. Pentru că am fost în Ucraina din 2008 sau 2009. Am văzut ce e acolo. Am fost în cimitir să caut mormântul lui Aron Pumnu. Am văzut cum arată. Deci e uitat. Dar altceva vreau să vă spun. Cei de acolo, de la Cernăuți, mai ajutau presa românească, o revistă. Când a spus... Au tăiat tot pentru că dăm spre alte... Vă întreb. Țări unde trăiesc români. Vă întreb. Pentru că de acolo vin voturi. Ce stat își abandonează etnicii din jurul său? Guvernul de la București nici măcar nu are o reacție. O reacție minimă de demnitate. Băi, chiar vă bate joc de milioane. Dom'le, parcă ar fi dușmanii noștri, da. Guvernul de la București. Dar te întreb. 2022, domnule Cătălin Năcan? Se mai vorbește limba română în câteva biserici de pe aici. Da. Știți că în Tibocul Părintele Longhin? Da, este un erou sfânt. Care mereu... Care crește... Da. Și are vorbe frumoase mereu. Mă întreb. Știți că n-avem, n-avem o școală românească la... Nu, despare Timoc. Presă, despare... Un Timoc, întâi, un Timoc. Încă la Vârșeț și Valea Timocului nu avem o școală românească după 30 de ani. Ce face statul român? Cum lași tu milioanele de români din jurul României la cheremul oricărui stat care este ostil, el își apără interesele? Și dacă București nu interesează, da. Eu revin la asta. Eu vă spun, deci dacă statul român nu e în stare să explice cetățeanului... Dar de ce nu este în stare? Cum se calculează o factură la curent? Poftim. Așa. Asta, noi vrem prea mult de la niște oameni care pot secăturile aceste prea care... puțin. Și vedeți dumneavoastră, a apărut și situația asta cu războiul. Vedeți că astăzi trăim într-o stare, da? Seară de seară vorbim despre un atac nuclear. Deci, da, e greu de conceput. Noi trăim timpuri postmoderne care nu era nevoie de război cu niciun chip. Regret că trăiesc această tragedie. Eu iubesc ambele popoare și culturi, și rus și ucrainean. Trebuia identificată soluție diplomatică, soluții diplomatice. Negocierile puteau să dureze și 10 ani. Vizite succesive Moscova-Kiev. Nu trebuia să se ajungă la conflicte și genocid. Dar dacă s-a ajuns aici, întrebați-vă, nu sunt structuri oculte care au declanșat conflictul? Nu sunt unii care au interese mari financiare? Poate de ce acest conflict se perpetuează? Întrebați-vă. Da, de ce, vedeți dumneavoastră... De ce se tot cere arme? Domnule, ajungi la o înțelegere. Teritoriile astea sunt rusești, noi nu vi le dăm vouă. Gata, ne-am împăcat, ați invocat înainte de a discuta sub ochii camerei, ați invocat convenția, tratatul de la Helsinki din 1975. Tratatul de la Helsinki din 1945, la care parte este și Canada și Statele Unite din Europa, însemnat de toate puterile statele europene, spune negru pe alb, când doi vecini discută între ei și ajung de comun acord la înțelegere că frontiera poate fi rectificată, se face, dar nu prin violență. Marele popor rus, marea cultură rusă, marea știință rusă, trebuia să ajungă la masacru cu poporul frate ucrainean. Eu am văzut acolo, ucraineni și ruși aproape sunt identici ca și vorbire. Există nuanțe pe care eu ca străin nu le sesizez. Însăși, mari scriitori ucraineni sunt considerați ruși. A fost o piață comună, așa, economică, la urmă, Ucraina artistică, artiști dintr-o parte, Ucraina, filme făceau... Era Marea Savetski Saius, hai să zicem. Dar nu uitați că Ucraina are tot o identitatea ei când în secolul 16-17. Identitatea istorică Rusia Ucraina. Rusia Kieviană. Da. Rusia Kieviană e Rusia, Rusia. Rusia, Rusia. Acum un mileniu și 200 de ani, diferențele lexicale între ucraineană și rusă nu existau, erau identici. Dovadă că rusă nu este Ucraina cheveană, ci Rusia cheveană. Noi ne-am obișnuit anii ăștia 70 de la războiul al doilea,
Crezând că nu o să mai avem fie parte război, de, exact. De, în viața noastră de da, război. Da. Și uite că ne-am trezit. Dar eu sunt, sunt parcă, nu bine cred că putem aluneca într-o tragedie atât de mare. La noi vor fi urmări extrem de neclare și dure, economice. Prețurile. Nu zic nimic, eu sunt un bietom. Dar trebuie gândit totdeauna evitat războiul. Soluția ultima este războiul. Germania, Hitler a vrut război, nu? A primit ce a meritat. Dacă Hitler se oprea în 38, după ce anexase Austria, cu acordul marilor puteri, și în momentul ăla se oprea și construia autostrăzi și cu prietenul său mai tânăr, Albert Speer, construia, proiectat în Berlin, un arc de triumf și de clădiri publice care erau triple ca cele din Paris, era cea mai mare german din istorie. Dar el voia mai mult, voia război. El voia ura rasială. Ura nu este partea istoriei pozitive. Ura este factorul destructiv care îngroapă istoria, popoarele. Or, Hitler asta a făcut. A vrut război. Și a găsit război. A provocat. A început război de exterminare în Uniunea Sovietică. În Polonia război de exterminare. Cum unii credeți că se va termina? Nu știu. Când se va termina? După mine trebuie înțelepciune. Urgent trebuie marea popor rus, mare diplomație de elită? Ce e aia? Am auzit că... Păi are diplomație și are servicii. Bun, dar servicii probabil primii în lume sunt domnii ruși. Și Ghereuș, KGB, sau, pardon, PSB, sunt cele mai bune. Dar mă întreb, ce ministru de externe la Moscova ești tu, domnule Lavrov, de spui tu că te piși peste România din avion? Ce e asta? Adică el ca om, eu cred că este o bestie. Eu nu jignesc și un popor de 2000 de oameni. E tot popor. Și comportamentul e ăsta. Dacă apar indivizi de tipul Lavrov și altora în locurile de decizie supremă, nu-i bine. Dacă vă dați seama dacă Hitler avea armament atomic, scapa lume? Hai să fim serioși. Și am scăpat din bomba atomică germană pentru că Hitler n-a avut minte și a mizat ca factor aditiv la crearea bombei atomice apa grea din Norvegia. Dacă mergea pe varianta Enrico Fermi, Leo Szilard, Robert Oppenheimer din Statele Unite, creau și ei bomba atomică ca și proiectul Manhattan al americanilor. Da. De aceea vă spun că în funcție de decizie trebuie oameni aici. Domnule, eu am văzut ce s-a luat suferința. Din istorie am văzut mii de documentare, mii de cărți, omoruri, genociduri. Mă doare sufletul, gata moartea. Crimele nu fac parte din istorie, mai ales noi care spunem că am încheiat istoria și suntem într-o fel de post-istorie. Foarte multe crime, secolul exact. Trecut. Avem secolul, secolul 20, este secolul extremilor, cum spune un istoric american, secolul extremilor, genocidilor. Unul după altul, numai unul. Sești de milioane de morți. Noi nu putem spune că doar genocidul evreilor. Păi chinezi, japonezi, polonezi, români, armeni, în secolul 20. Toate popoarele au fost aproape spuse genocidul de români. Secolul 20 e foarte aproape, adică nu e undeva în negura istoriei. Eu aș spune... Nu se învață. Vă completez. Aveți apropo perfect. De ce trebuie să învețe nu omul istoria. Pentru că neștiind istorie, uite în ce dragul meu, dai. Ești om și trebuie să ai memorie. Dacă Dumnezeu locuiește undeva, zice Sfântul Augustin, locuiește în memorie. Or, Dumnezeu e partea luminoasă din om. Dacă are memorie, are judecată, negociază, îl urăște, stă de vorbă cu mâna întinsă, bea o cafea, se mai dispart, se mai ameliță, nu-l apelezi la forța brută. Când văd că se omoară între ei, frați, am un sentiment de durere, pur și simplu de durere. Eu am fost și am rămas atașat culturii ruse, citit cultură enorm de mult și sovietic. Eu consider că o tragedie, cum se va termina, nu știu, dar repet presupunerea mea că în spatele războiului de aici, din Ucraina, se află grupuri de putere oculte care doresc să perpetueze conflictul și războiul. Ținta finală, dacă vreți, pot să o spun, și nici nu mi-e jenă,
ținta adevărată, în fond, aici este îngenunchierea Rusiei și supunerea ei unui proces de dezmembrare. În arta războiului se spunea, războiul se face pentru bani, nu? A citat probabil chinezul Sun Tzu. El are eroare. Nu știam că a spus asta. Păi perfect adevărat atât. Păi pentru bani. A citat Sun Tzu chinezul, e pentru bani fac asta. Dar nu-i pentru... Domnul Cădăclar, da, e domnul Cădăclar, dar că iau mii de miliarde, milioane de dolari, cât le mai trebuie, domnule? Cât le mai trebuie? Păi știți și dumneavoastră, la 10.000 de lei salariu, nu zici nu că îți mai faci o mărire, parlamentul, și îți mai dă și rușine, 20 de... Să le fie rușine. Da, da. Să le fie rușine. Să le fie rușine. N-aș vrea să încheiem discuția noastră, domn profesor, fără să-mi vorbiți puțin de colegul dumneavoastră de la Piatra Neamț, fostul dumneavoastră coleg de grupă, domnul Gheorghe Dumitroaia. Știți, domnul Cătălin, eu trebuie să mă rog la Dumnezeu să mă țină să pot scrie memoriile. Am reușit împreună în 1972. Gheorghe Dumitroaia, Ștefan Lemni, Victor Șochină, Dorin Cimpoieșu, diplomat, ambasador la Erevan, Cică Manole, Ioan Popoiu, eram vreo 14 băieți, 30. A fost o generație foarte atipică, înfometați de carte, determinați de a ne ști carte, apropiați un de noi, solidari între noi, cu o dragoste infinită față de valorile tari, omenie, toleranță. Gheorghe Dumitroaia era parcă de Răușești, Neamț. Era masiv, înalt, cu 25 de ani, eu 19. Jucam fotbal, era fundaș. Eu cu Gheorghe, cu Catilina, i-am zis în toți cei 4 ani de facultate, că noi eram la fiecare câte un supranume. Pericle, Catilina, fel de nume. Și lui Gheorghe Dumitroaia, de multe ori ne refugiam în Târgușor, eu mă refugiam într-o cameră cu saltele, când mă auzeam acolo, bătrânul îi ziceam, că avea 26 de ani. Știam terorizat că venea marele examene. Că examenele între 72, 73, 74, 75, 76, 77 au fost examene șoc, colosale. O sesiune dura 2 săptămâni, dar de 7 examene anuale, era înspăimântător cât știință de carte, care au putut, că mulți poate nu puteau. Dar am fost chiar și aceeași grupă, Gheorghe Dumitroaia și Zică Manole, cu Victor Șochină, cu Dorin Cipoieșu, zidei Dumnezeu sănătate, cu un bărbat foarte nobil, cu Pârbu Marian din Ploiești, cu Silviu Cristea, care s-a dus, ca și Gheorghe Dumitroaia, cu Radu Baieng din Vatra Dornei, Arin Vatra Dornei, care s-a dus, cu alți colegi. Generația noastră a fost o generație ieșită din comun. Atât de mult am iubit pământul, țara, istoria, încât noi când am terminat facultatea am crezut că scăpăm într-un rai. Vom face doar servicii neamului. Și eu am intrat în sistemul de învățământ politizat în exces, am crezut că mor. Bătrânul Catilina, îi ziceam noi, și bătrânul care avea 5 ani mai mare ca mine, Gheorghe Dumitroaia, am să s-a dus la muzee. Am dat 10 de examene împreună, el fi cu D, eu cu M. Am avut onoarea să-l urmăresc 4 ani, cum vorbea domnul Dumitroaia, în fața comisiilor. Când noi atunci mergeam la catedra profesorului, trăgeam bilet cu 4 subiecte, ne așezam, venea rândul și vorbeam. Deci a fost o relație, ne-am admirat, ne-am iubit, ne-am respectat. Mi-aduc aminte că am fost internat în 1975, mai, iunie, în spital, am avut o problemă foarte grea. Știți cine a venit la spital? Colegi, doar Gheorghe Dumitroaia. A venit bonomia aia lui, cu sufletul lui mare. L-am iubit. Ne-am văzut din 76, 81, 2010. Și de atunci nu ne-am mai văzut. În 2016 a murit. Am fost o generație cu totul specială. Enorm de mult am iubit știința de carte. Poate nu toți au citit. Dar mulți dintre colegii noștri, 7 dintre noi, suntem doctori în istorie. Gheorghe Dumitroaia, arheolog, mare arheolog, celebritate în cultura Cucuteni. Bartok Boton. Muzeul va purta... Muzeul de la dumneavoastră, am spus, onoare. Mă închid în fața memoriei lui domnul Dumitroaia, bătrânului Caterina, cum îi ziceam noi. El a murit, inima s-a întristat, Bartok Boton, doctor...
din Harghita, doctor în istorie, arheolog, pardon. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, pentru... E greu. Da. E greu. Da. Ce să sperăm eu așa? Eu spun că regret. Ăsta, eu regret. Doar atât sunteți voi, generația mea, poate puteți să... Generația asta a noastră a început să se ducă. A murit Radu Baing, a murit Gheorghe Dumitroaia, a murit Bartok Botov acum 3 ani. M-a durut de moarte sufletul și suntem o generație frumoasă care ne-am făcut datoria către țară. Și deci, pe final, domn profesor, da. Totuși să privim viitorul cu optimism. Eu viitorul, așa e omul, se amăgește. Proiectând viitorul, speranțe nejustificate. Am încredere că România va învia dacă îmi revin frații și surorile cu milioanele înapoi acasă și că la structurile de decizie supremă în statul român iau decizii români adevărați și nu oameni care deja miroase a trădare. Când tu aperi pe românii din afara frontierilor, îi abandonezi, se numește trădare. Viitorul este fabulos în structura federativă europeană, alături de NATO și împărtășând marile valori universale și românești. Că identitatea mea românească este tot una cu identitatea umanității. Eu sunt atașat poporului meu. Uite că Europa s-a gândit totuși și a dat o lege ca salariul minim să fie valabil egal în toată este Europa. Este cel mai favoros lucru. Deci totuși nu vin cele mai... Nu vin toate. Toate relele. Atenție, de acolo. Nu de acolo vin relele. Tocmai de cei care conduc statul român. Poate mâine, poi mâine, da. Dă Dumnezeu, intrăm și în Schengen. Vom intra cu siguranță. Adică politica noastră... Lumea ne primește la masa... Marea noastră lecție de umanitate dată Europei și lumii, primind milioane de ucraineni, ne va duce în Schengen. Toată lumea știe că noi suntem toleranți, muncitori. Dar atât mai trebuie ca cei care conduc statul român să manifeste responsabilitate și perseverență în a promova interesele supreme generale statului român. Asta e important. Pare abstracțiune, pare teorie, dar asta e realitatea. Ia măsuri adecvate neamului tău, statului tău. Că statul român tare greu a fost clădit, tare important o națiune să aibă stat. Dacă ești națiune și n-ai stat, dispare în vânt. Vezi curzii, vezi chiar armenii sărmane. Sau mai sunt popoare care n-au stat. Statul este creația istorică, una dintre marile creații ale poporului român. Și este în secolul XII. Statul românesc este un stat vechi. Nu e un stat. Mă refer la Imperiul Român-Bulgar, Sud-Unărean, și apoi statul basarabilor și mușatinilor. Deci statul trebuie consolidat, dar statul să ajute națiunea să respire, să o ajute cu toate structurile ei. Că dacă luăm măsuri ostile națiunii, plecăm în afară, cine ne apără? Cine ne clădește viitoarea prosperitate? Cine plătește pensiile, ca să invoca dumneavoastră, peste 30 de ani? Că și o trăim o tragedie. Rasa europoidă trăiește un declin, regres. Un declin demografic cert. Ori, care e viitorul? Ne vom mitisa rasial. Bun, dar noi chiar să nu murim? Iar femeia română să nu mai fie în stare să nască? Fetele noastre frumoase, noastre fete să nu mai nască? Unde am ajuns noi? Am înțeles la prietenul Vasile din Londra că mai mulți prunci se nasc români peste o tare, diaspora, cum spuneți dumneavoastră, decât în România. Deci trebuie făcut urgent ceva. Ceva. Trebuie poporul ajutat. Am fost recent, cum am spus la Soroca, cu monumentul ăla care l-am ridicat eroilor satului și mi-au spus doamnii țărani de pe sate și că Maia Sandu nu ne-a ajutat pe noi agricultorii cu nimic. Și m-am întristat. Așa devine telegenică, discursuri. Republica Moldova e săracă. Știu. Republica Moldova săranici, are resurse. Agricultorii, cum zic ei, nu au fost... Republica Moldova stă cu, cum să spun, cu nădejde tot la România că va că de acord, nu toți. Ajuta. Unii stau cu ochii spre Rusia, știu. Și mulți, da, stau și... Mulți încolo. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, eu, să vă țină Dumnezeu și să vă... Să puteți să scrieți cât mai mult și să oferiți cărți. Dragul meu, domn Cătălin, la 27 de cărți suficiente. Memoriile și după aia gata. Vă mulțumesc. Toate cele bune. Eu cu drag vă mulțumesc că ați bătut atât drum să-mi dați mie prilejul să vorbesc cu dumneavoastră și cu prietenii din afară.
Cu respect. Toate cele bune. Încheiem aici acest dialog cu prietenie, domnul profesor. Cu drag și drum bun. Vă mulțumesc. Toate cele bune. La revedere.